Elena Băsescu a făcut o mișcare care îi va surprinde pe mulți. Fica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu revine în prim plan. Elena Băsescu apare acum pe micile ecrane, la postul TV Alefneus, al lui Adrian sărbu. Fica fostului președinte a semnat cu Alefneus la începutul anului. De curând, Elena Băsescu a vorbit într-un jurnal de știri despre implicațiile pentru România, ca urmare a deciziei președintelui rus Vladimir Putin de a rupe acordul privind transportul cerealelor din Ucraina pe Marea Neagră. Elena Băsescu s-a înscris la masa credală. Alături de alți salariați ai Săcea f Media SRL, compania care administrează postul de televiziune Alef News, patronat de Adrian Sârbu. Amintim că fiica cea mică a lui Traian Băsescu a fost europarlamentar între anii 2009 și 2014. În 2020 a candidat fără succes la Camera Deputaților, din partea PMP. Ulterior a fost angajată consilier parlamentar la Comisia de Afaceri Europene din Camera Deputaților.